Scooter Braun, managerul Arianei Grande, a povestit cât de tare a afectat-o atacul terorist pe cântăreață. După atacul cu bombă de pe Manchester Arena în iunie 2017, Ariana a crezut că nu va mai fi în stare vreodată să cânte. Artista a plâns zile întregi și nu era nimic care să o calmeze. Când Scooter a vrut să anuleze restul concertelor din turneu, Ariana l-a oprit și a spus că, dacă nu fac ceva, nu sunt cine pretind că sunt și oamenii aceștia au murit degeaba. Trebuie să revin pe scenă cât mai repede, dar a adăugat și că nu a trecut prin ceva mai traumatizant în toată viața ei. La 2 săptămâni după atac, Ariana a găsit puterea să se întoarcă pe aceeași scenă pentru un concert caritabil. Intră pe zutf.ro să vezi ce a mai spus managerul cântăreței.